Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea generală pentru perioada 16-31 iulie 2020 pentru zodia săgetător. Etalare valabilă și pentru aceia dintre dumneavoastră cu ascendentul sau cu luna în zodia săgetător. Întrebarea pentru concurs este: ce lucruri nebunești ați vrea să faceți în vara aceasta? Dacă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726-981-520. Iar dacă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult lucrurile acestea și vă mulțumesc. M-am gândit să facem această etalare Crucea Adevărului pentru perioada aceasta, pentru fiecare semn zodiacal în parte. Oricum ar fi, nu uitați că aceasta este o etalare generală și nu se poate potrivi tuturor. M-am gândit să fac etalarea Crucea Adevărului pentru perioada aceasta, pentru că făcând Crucea Adevărului pentru elemente, da, luând zodiile grupate, poate v-ați regăsit mult prea puțin dintre dumneavoastră. Așa că m-am gândit să facem pe perioade și să vedem cum va fi și ce va fi pentru dumneavoastră în perioada ce urmează. Bun, și acestea fiind spuse, haideți să vedem ce vă așteaptă. Prezent, cum se prezintă situația actuală. Unii dintre dumneavoastră aveți de-a face cu persoane zodiei de aer, gemeni, balanță, vărsător, femei în general, da? Femei din zodiile acestea, cu care probabil comunicați. Poate unii dintre dumneavoastră aveți o problemă de sănătate și apelați la o doamnă doctor, la o asistentă medicală. Alții dintre dumneavoastră poate aveți de rezolvat niște probleme cu legea, nu știu, să semnați niște acte, să rezolvați niște situații. Vom vedea mai pe larg acum. Da, vorbim de o instituție în unele situații, parcă aveți de rezolvat niște probleme, dar cu autoritatea în general, da, cu legea, cu statul. Parcă trebuie să luați ceva de la capăt, parcă trebuie să luați o decizie, să faceți o alegere și tot ce ați alege pare parcă a fi așa un pic nebunesc. Important este să nu vă grăbiți, aveți tendința aceasta și nu este ok. Va trebui să stați, să gândiți, să analizați tot ce se întâmplă pentru a lua decizia cea mai bună. Trebuie să gândiți de două ori și să decideți. Pentru că, vedeți dumneavoastră, trebuie să fiți cumva imparțial în toată situația aceasta pentru a lua decizia cea mai bună. Ia stați să vedem acum încă o carte. Da, sunteți foarte... trebuie să analizați tot ce vine. Nu acceptați jumătăți de măsură. Dar sunteți nesiguri. Vă îndoiți de ceva. Parcă țineți la distanță o situație. Parcă nu vă implicați suficient. Dar toate acestea vă privește în mod direct. Dar vedeți dumneavoastră că lucrurile vor fi în favoare dumneavoastră, pentru că văd multă sinceritate, multă comunicare deschisă, rezolvări foarte bune care vor veni spre dumneavoastră, propuneri reușite în general. Dar vedeți, aveți și un tur. Parcă ratați o ocazie, parcă ratați o situație, dați cu piciorul unei situații foarte favorabile și foarte avantajoase pentru dumneavoastră, pentru că nu ați vrut sau nu vreți să vă implicați sau nu vreți să depuneți un anumit efort. Dar ideea e că v-ar fi adus o siguranță financiară foarte mare. Mare atenție ce ratați în perioada următoare, pentru că vă vine ca un șoc când veți afla. Sunteți foarte axați pe problemele acestea să le rezolvați, poate la serviciu, da? Întâmpinați fel și fel de situații, fel și fel de responsabilități pe care le aveți. Vă duceți cu capul înainte, precum un nebun, și omiteți lucruri importante sau vă distanțați sau nu le analizați în profunzime. Și vedeți că apare turnul, ceea ce înseamnă că vă așteaptă o schimbare foarte drastică, foarte dramatică, multe nemulțumiri acumulate. Sunteți dezamăgiți, sunteți nemulțumiți de o situație din viața dumneavoastră care cere mai multă implicare, mai mult efort, fie din partea dumneavoastră, fie din partea persoanelor din jur. Aici parcă ați ajuns așa să fiți, să trăiți într-o rutină, într-o obișnuință, în lucruri care nu vă mai satisfac pe deplin. Trebuie să ieșiți, pentru că familia vă este alături, clar, o siguranță financiară veți avea și aveți și în prezență, cel puțin
începând din prezent, situația începe să fie favorabilă. În cazul în care aveți de-a face cu legea, da, cu justiția, să rezolvați cu niște acte, poate pentru o anumită sumă de bani, să vindeți, să cumpărați un teren, o casă, ceva, aici văd reușită financiară. Iar în alte situații poate vă vine o sumă de bani, fie vă primiți salariul zilele următoare, fie cineva vă înapoiază o datorie și vă rămâneți așa un pic șocați că nu v-ați fi așteptat niciodată să vi se înapoiază banii respectiv sau ați uitat de datoria respectivă, fie pur și simplu vă vin niște bani într-o sursă neașteptată, dar care o să vă încânte și o să vă bucure foarte tare. Dorințe, speranțe sau posibile frici. Vă doriți foarte tare să ajungeți să aveți parte de o siguranță, de o stabilitate. Aveți legături cu zone, aveți legătură cu zone, cu zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Dar parcă vă doriți să ajungeți așa pe un post mai sus, să evoluați, să creșteți, să aveți o siguranță foarte mare financiară și veți avea. Dorința dumneavoastră va deveni realitate. Pentru că aici sunteți foarte siguri pe dumneavoastră, vă asumați responsabilitățile necesare, da? Vă asumați angajamentele care vi se cer, adică sunteți foarte responsabili de ceea ce faceți și veți avea reușite foarte mari, bucurii foarte mari, multă veselie, dar trebuie să fiți atenți, sau parcă dumneavoastră veți fi foarte atenți la tot ce vine sau ce este în jurul dumneavoastră, informații, detalii, mesaje, discuții și așa mai departe, parcă sunteți un spion, să acumulați lucruri pentru dumneavoastră și pentru reușita dumneavoastră. Parcă nu sunteți destul de siguri într-o anumită privință sau parcă simțiți că ați omis ceva important și nu știți ce. Poate unii dintre dumneavoastră va trebui să dați un examen în perioada aceasta și dorința cea mai mare este să aveți reușită la examen. Da, veți avea reușită la examen, să știți, dar ca să aveți reușită aceasta trebuie să învățați, să studiați și să acumulați din ce în ce mai multe informații care vă vor fi de ajutor. Iar în alte situații să fiți atenți că nu cumva cineva să vă spioneze, o persoană care este foarte, care încearcă să vă manipuleze. Probabil în zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, predomină zodiile acestea de aer. Oricineva încearcă să vă manipuleze urmărindu-vă din umbră, da? Ori dumneavoastră veți ajunge în punctul acesta, acumulând informațiile necesare, veți ajunge în punctul acesta în care să fiți foarte siguri pe dumneavoastră, să aveți reușită în orice faceți. Oricum ar fi să fiți atenți în perioada următoare și la coincidențe, vise și toate elementele acestea de care vă pun pe gânduri. Dar sunt niște reușite, deci tot ce vă doriți, tot ce sperați, o să vă aducă multă reușită. De ce ar trebui să vă folosiți în perioada asta care vine? Ce vă ajută? Sentimentul acesta de acasă, vă este foarte dor de cineva, de o situație din trecut. Aveți amintiri foarte plăcute, poate vorbim de un fost job, loc de muncă, da? De o situație financiară pe care ați avut-o în trecut, de anumite situații pe care le-ați trăit în trecut, parcă revin în prezent, iar în alte situații parcă reapare cineva din trecut în viața dumneavoastră și o să vă ajute foarte mult în perioada aceasta, dar vom cere mai multe informații. Sunteți înconjurați de semne de aer, gemeni, balanță, vărsător sau poate dumneavoastră aveți atitudinea aceasta de luptători, de învingători, ca să reușiți în tot ceea ce vă propuneți. Pentru că aici vă vin niște vești foarte bune de la o persoană din trecutul dumneavoastră cu care ați avut contact sau o situație din trecutul dumneavoastră de la un fost loc de muncă, exact cum v-am spus mai devreme. O veste foarte bună, o avansare, o reușită foarte mare, evoluați. Multă planificare, ce multe promisiuni, poate unii dintre dumneavoastră veți merge la un drum. Energia este una foarte bună. Modul în care gândiți și puneți problemele în perioada următoare o să vă ajute foarte mult, dar și partea emoțională, parcă aveți momente în care retrăiți sau resimțiți situații din trecutul dumneavoastră, din copilăria dumneavoastră și vă ajută, vă încurajează, vă dă așa o energie foarte bună de a merge mai departe, de a visa, de a simți, de a trăi lucrurile cum au fost odată. Aici regele de spade se repetă. Bine, aici putem vorbi și de o instituție, instituția la care lucrați poate unii dintre dumneavoastră. Aici vorbim de o provocare, de energie opusă peste care trebuie să treceți. Poate o persoană cu care aveți contact, o persoană cu care lucrați, cu care colaborați, șef, poate
parteneri de afaceri și așa mai departe, vă cam pune bețe în roate prin atitudinea lui sau a ei. Mai degrabă vorbim de un bărbat aici, dar poate fi și o femeie. O femeie sau o persoană foarte rece, o persoană care nu se implică emoțional așa cum o faceți dumneavoastră sau cum ați dorit dumneavoastră să fie această persoană. Ați dori să fie o situație mai caldă sau să ajungeți cumva să vă înțelegeți, pentru că persoana aceasta taie peste tot, nu-i pasă, lovește prin vorbe, prin fapte, da, prin gesturi, nu-și dă seama cât de mult poate răni. Și dumneavoastră va trebui să învățați să treceți peste lucrurile acestea. Bun, nu se poate cu persoana, cu situația respectivă, trebuie să fiți un pic mai înțelepți. Dacă este necesar să vă retrageți puțin, să înțelegeți situația în profunzime, să o analizați, ar trebui să o faceți. Dacă vreți să plecați în locul respectiv sau pur și simplu vreți să vă retrageți la un loc de muncă, ar trebui să o faceți puțin, pentru că oricum vă vine o ofertă foarte bună, o ofertă nouă. Vă vine o ofertă foarte bună sau lucrurile se schimbă, e o șansă care vă vine aici la dumneavoastră, dar vedeți și foarte multă trădare, lucruri ascunse, minciuni. Fie o persoană face lucrurile acestea și vă duce în starea aceasta de a vă izola, de a vă vedea de viața dumneavoastră, fie la locul de muncă întâlniți fel și fel de situații, de lucruri, vorbit pe la spate, fiecare își vede interesul, persoane care încearcă să vă trădeze și dumneavoastră nu știți cum să reacționați și cum să puneți problema în situațiile acestea. Multă perversitate, cumva, șmecherie, manipulare, toată lumea își urmărește interesul, dar la dumneavoastră va urma o nouă etapă a vieții, veți depăși toate problemele acestea, toate provocările acestea, le veți face față cu brio, pentru că sunteți niște persoane inteligente și nu o să vă lăsați conduși sau afectați de ceea ce vine. Și vedeți dumneavoastră regele de spade a treia oară. Deci clar, poate unii dintre dumneavoastră chiar aveți o legătură puternică, fie cu un bărbat sau femeie în zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, sau cu o instituție, o firmă, o fabrică, orice, un loc de muncă, deci unde lucrați, o instituție, clar, care vă dă bătăi de cap, poate un șef de acolo, sau anturajul în general, oamenii de acolo cu care lucrați dumneavoastră. Dar vedeți, se repetă și baletul de cupe, șansa care vi se oferă, o împăcare cu dumneavoastră înșivă, cu situația în sine, care o să vă aducă reușită pe viitor. Pentru că dumneavoastră sunteți foarte bine văzuți acolo, dar cu toate acestea, parcă cineva încearcă să vă pună bețe în roate. Încercați să faceți față cu briu acestor provocări, ca să vă fie bine. Pentru că, v-am spus, regele de spade este a treia oară. Deci a treia oară a ieșit, aici se încăpățânează. Deci ori este o instituție, instituția la care lucrați dumneavoastră și vă pune aceste piedici, ori e... Uitați, le avem pe toate trei, da? Toți trei regi. Deci ori este instituția, ori o anumită persoană încearcă să vă pună bețe în roate, să fie autoritară, să fie deasupra dumneavoastră. E o persoană care încearcă să dețină controlul prin inteligența ei sau a lui sau prin modul de a fi. Și un rezultat probabil la situație, ceea ce vine, o reușită, o să vă bucurați, mergeți la o petrecere, evoluați, veți fi foarte bine, veți avea multe de câștigat, veți face față cu briu acestor provocări care vin în viața dumneavoastră. Chiar dacă veți întâmpina situații în care nu o să fiți mulțumiți, că trebuie să munceți mai mult, să depuneți un efort, parcă nu sunteți mulțumiți decât aveți până în momentul actual, lucru care vă aduce foarte multă neliniște, poate veți de-a face și cu semne de apă, cum ar fi peștele, da, pești, de pești, multă neliniște provocată aici, poate discutați într-un grup de prieteni, poate mergeți undeva. Amintiri foarte plăcute, vă reîntâlniți cu un grup mai vechi de prieteni, cunoștințe, colegi de liceu poate sau de școală sau vechi cunoștințe, vechi iubiri, vechi parteneriate, vechi locuri de muncă și așa mai departe, în care la un moment dat nu v-ați mai simțit bine sau vă provoacă unele stări așa mai apăsătoare, situațiile acestea care revin din trecut în prezent. Nu știu ceva, o să vă tulbure puțin în perioada aceasta. Dar totuși sunteți niște persoane foarte, pur și emoționați foarte ușor. Sunteți mai sensibile în perioada aceasta.
Pentru că este și foarte multă bârfă în jurul dumneavoastră, dar veți merge, vă veți ține tare pe poziție, veți merge pe ideea dumneavoastră. Întâlniți probabil persoane egoiste, situații egoiste, dar țineți-vă tare, nu renunțați la ceea ce vă doriți și veți avea reușite. Aici poate veți fi ajutați și de o persoană zodie de apă, scorpion, pește, o femeie. Dar important este să nu vă grăbiți, să nu luați de decizii în grabă, să nu vorbiți fără să gândiți de două ori înainte de a spune ceva, că s-ar putea apoi să regretați. Aici mergeți pe siguranța dumneavoastră și veți avea reușite garantate, să știți. Haideți să vedem și un mesaj din partea îngerilor pentru dumneavoastră. O avem pe Mystic. Fii gata oricând de acțiune și nu lua pe nu drept răspuns. Așteaptă-te să apară soluții miraculoase. Vedeți dumneavoastră un mesaj foarte important, bine de reținut. Poate vă va ajuta, vă va călăuzi acest mesaj. Eu cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!